Luni la prânz, imediat după ieșirea din schimbul 1, o mână de ortaci au venit în fața complexului energetic Hunedoara. Au înfășurat cu un tricolor unul dintre minerii din bronz și au afișat un tricou pe care scrie „Nu închideți mineritul”. Suntem solidari cu colegii noștri de la București, colegii noștri care au parcurs cele 7 zile pe jos. În acest moment sunt în fața guvernului, se constituie o comisie să intre la premier, cu o listă mai largă de revendicări. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce răspuns ne dă guvernanții noștri, dar să nu creadă guvernanții noștri că mineritul va dispărea așa repede cum vor ei sau cum doresc ei. Acesta este un început. Minerii spun că nu mai au de lucru și nici cu ce să lucreze și acesta este cel mai grav. Există aceeași criză de materiale la toate minele din Valea Jiului. Straturile de cărbune sunt aproape de capăt, este necesar de materiale pentru a redeschide alte locuri și abataje, dar materialele cum lipsesc, nu avem șanse să continuăm așa. Minerii din Valea Jiului spun că în orice moment există riscul ca lucrul să fie întrerupt, pentru că nu vor mai avea cu ce să lucreze.